Salut prieteni, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Suntem aici să discutăm cele mai importante aspecte cu privire la amenajarea unei case. Nu uitați să vă abonați, să dați un like și un share, mă ajută foarte mult. Numele meu este Alex, astăzi o să vorbim despre cum alegem cel mai bun dezumidificator de aer. În ceea ce privește cuprinsul acestei prezentări, o să vorbim despre cum ne dăm seama că avem probleme cu umiditatea, caracteristici de urmărit în alegerea celui mai bun dezumidificator, și top 3 dezumidificatoare de pe piața din România, din punctul meu de vedere. Principalele semne prin care ne putem da seama că avem probleme cu umiditatea sunt următoarele. Ne apare condens în jurul geamului, avem pereți umezi, apare mucegai și igrasie, un aspect foarte important. Și eu am pățit asta, l-am scăpat cu o soluție anti-mucegai, dar a fost neplăcut și în acel moment am ales să achiziționez un dezumidificator. Și de asemenea apare miros neplăcut în cameră. Acestea sunt principalele semne care îți indică faptul că cu siguranță vei avea nevoie de un dezumidificator. Cum se alege acest dezumidificator și de ce caracteristici trebuie să ținem cont? Din punctul meu de vedere, foarte importantă este capacitatea de dezumidificare. Aceasta trebuie să fie mai mare de 10 litri pe zi. Capacitatea de stocare a apei să fie mai mare de 2 litri pe zi. Eu am ales un dezumidificator cu capacitate de stocare de 4,4 litri. Importantă este și ajustarea umidității și a vitezei, să putem seta umiditatea între 30 și 80. Zgomotul produs de dezumidificator este foarte important pentru că un zgomot ridicat te va deranja. Din punctul meu de vedere, cele mai bune 3 dezumidificatoare din momentul de față sunt Alecoer de 12 Home, Alecoer de 16 Purify și Electrolux. Un dezumidificator de la Electrolux de care am auzit numai păreri foarte bune. Să le luăm pe rând. Alecoer de 12 este un dezumidificator de dimensiune bună, are o capacitate de dezumidificare de 12 litri pe zi, ceea ce este foarte bine. Este recomandat pentru spații dintre 14 și 18 metri pătrați. Are un consum redus de energie, de asemenea zgomotul este destul de redus, până în 40 de decibeli, ceea ce e foarte bine. Are foarte multe review-uri pe site-ul celor de la Alecoer, 209 mai exact. Părerile sunt foarte bune, vă las link în descriere, puteți să le citiți și puteți avea încredere în acest dezumidificator că este o alegere bună. Un alt dezumidificator care mie îmi place și pe care l-am ales personal pentru propria casă este Alecoer de 16 Purify. Este un dezumidificator foarte bun, are o capacitate maximă de dezumidificare de 16 litri, o capacitate a rezervorului de 4,4 litri. Este recomandat pentru spații mari de 25-30 de metri pătrați. Are un zgomot redus de 42 decibeli. La fel, puteți vedea mai multe păreri pe site-ul celor de la Alecoer, vă las link în descriere. 4,98 este nota dezumidificatorului din 186 de review-uri, ceea ce ne arată că toată lumea este încântată de el. Nu în ultimul rând, vă recomand dezumidificatorul Electrolux. Are o capacitate de 16 litri în 24 de ore. Un rezervor foarte bun de 3 litri, este recomandat pentru spații destul de mari, de până la 44 de metri pătrați, iar zgomotul este de 46 de decibeli. La fel, acest dezumidificator l-am găsit pe site-ul celor de la EMAG. Are foarte multe păreri bune, 49, o notă mare, deci cu siguranță vă puteți baza pe el. Vă las link-ul în descriere, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați, un like și un share. La revedere!